Doamnelor, domnilor, în direct alături de noi, unicul, inegalabilul, profesor universitar și analistul de politică externă, Valentin Stan, care vrea să intre într-un dialog cordial cu doamna Alice Drăghiș. Bună seara, domn profesor! Cu respect, dragul meu Victor, și cu mult drag în raport cu doamna Drăghiș. Și nouă ne-a fost dor de tine, dacă asta ai vrut să zici. Bună seara, bună seara! Întrebare de 100 de puncte. Le ia miliția pe Putin dacă se duce la Erdogan sau nu? Hai să închidem cu acest subiect. Doar aici, două lucruri foarte repede, foarte scurt. Convenția de la Viena cu la relațiile diplomatice. Articolul 29. După cum știți, orice șef de stat e asimilat unui agent diplomatic, are statut de imunitate diplomatică. Nu poate, citez acum din articolul 29, nu poate fi stare sau reținere. Cum poate fi reținut? Spune articolul 32. Unitatea poate fi ridicată doar de statul trimisător. Adică dacă Rusia îi retrage imunitatea, nu poate să-i retragă atâta vreme cât e șef de stat în funcție. Mergem la Ulu, stai că te gâtui. Poți să stai într-un loc unde ai semnal? Aia nu, care vă înțeleg emoția, dar trebuia să veniți aici, de-a dreptul. Puteți să veniți după pauză. Sunt foarte emoționat. Ca să stabiliți corelația dintre Convenția de la Viena și Tratatul de la Roma și să ne explicați, cu cuvintele dumneavoastră, care este eficiența juridică al formulării unei acuzații de către o curte penală internațională și care este efectul practic al emiterii unui mandat de arestare în lipsă împotriva unui șef de stat. Dacă mă lămuriți că nu există un astfel de efect câtă vreme șeful de stat e în funcție, nu mai am nimic de comentat. Doamna Drăghici, articolul 29, vi l-am spus, dacă vă duceți în statutul de la Roma, așa, ceea ce vă recomand, la articolul 98, veți citi așa. Curtea nu poate formula o cerere de predare care ar impune statului solicitat să acționeze în contradicțiile cu obligațiile care îi revin în temeiul acordurilor internaționale. O singură excepție. Dacă această curte obține consimțământul statului, adică guvernul Rusiei, nu dă un waiver. Al guvernului Rusiei. Deci sunteți într-o mare confuzie. Vai, discutăm despre guvernul statului pe teritoriul căruia a fost pus nu, doamnă, în executare mandatul. Putin are, doamna Drăghici, Putin are imunitate diplomatică de la Rusia, se respectă peste tot în lume. Și dacă o să faceți o citire, și acum vă spun, iată, nu vă mai citesc din tratate, dacă o să faceți o citire a ceea ce înseamnă jurisprudența curților internaționale înființate prin rezoluția ale Consiliului de Securitate, veți constata că șef de stat, cum a fost de pildă Milosevic... Despre Milosevic vreau să vă spun. Unde a fost reținut Milosevic? Nu a putut ajunge în fața Tribunalului Penal cu privire la fosta Iugoslavie decât după ce și-a încetat funcția în fruntea statului și imunitatea nu l-a mai apărat. Statul sârb l-a predat. Nu Bosnia-Herzegovina. Deci, încă o dată, Putin nu poate fi arestat nicăieri pe lume în virtutea unui mandat care are forță juridică, dar în condițiile precizate. Atunci când statul care acordă lui Putin imunitate diplomatică îi dă un waiver, adică îi retrage imunitatea. Am o veste proastă pentru dumneavoastră. Sunteți din nou în confuzie. Putin, Tribunalul Penal, domnul Stan, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie este o jurisdicție creată special pentru instrumentarea crimelor care s-au produs pe teritoriul fostei Iugoslavii. Existența lui, sub conducerea procurorului Carla Del Ponte, a fost limitată la identificarea, judecarea și sancționarea persoanelor care s-au făcut vinovate de crime pe teritoriul fostei Iugoslavii. Funcționarea Tribunalului Penal, ascultați-mă puțin, vă rog, pentru fosta Iugoslavie nu este reglementată prin statutul de la Roma. Curtea Penală Internațională, care a emis acest mandat, este o structură cu activitate permanentă
care este ratificată de state care la rândul lor, luând act de prevederile tratatului de la Roma și l-au însușit și a intrat acest tratat în propria legislație. Deci vorbim de structuri complet diferite, una dintre ele a dispărut, Tribunalul pentru fosta Iugoslavie, pentru că și-a încheiat mandatul, cealaltă, Curtea Penală Internațională, este o structură permanentă care se supune unor alte reguli de procedură. Prin urmare, mandatul emis de această instanță nu este o hârtie, cum încercați să acreditați, este un document cu valoare juridică și care trebuie pus în executare de oricare din statele semnatare pe teritoriul căruia se află persoana urmărită. Nu, deci în domeniul ăsta chiar am pretenția că știu ce vorbesc. Și doamna Drăghici, din păcate, nu știu de domnul Stan. Din păcate, aveți o citire, hai să fiu drăguț cu dumneavoastră, total inadecvată exemplului pe care vi l-am dat, pentru că un tribunal penal, cum a fost și el pentru fosta Iugoslavie, a fost înființat printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate, doamnă. Conform articolului 29 din Carta ONU, rezoluțiile Consiliului de Securitate sunt obligatorii pentru toate discutăm statele membre. Discutăm de chestiuni complet diferite. Curtea penală discutăm de lucruri Haga, complet diferite. Deci doamna modul Drăghici, de înființare, structura și atribuțiile. Da. Deci acest tribunal are aceeași... Vremea și am treabă. Păi, nu vă reține nimeni, dumneavoastră v-ați băgat în seamă. Deci acest tribunal pentru fosta Iugoslavie a fost creat după structura tribunalului de la Nuremberg, care la rândul lui doamna a avut Drăghici, o competență limitată la identificarea și judecarea. Nu trebuie să faceți observații în legătură cu mine. Înainte de orice, discuția asta nu are de ce să aibă caracter personal. Da, deci vă rog frumos, înainte de orice, fără niciun fel de considerații de natură personală, ce ar trebui sau nu ar trebui să știu eu. Că nici eu nu v-am atacat spunându-vă că sunteți ignorant într-o problemă pe care o abordați. Alice, nu lua personal, nu te ataca. Dar văd că discutăm niște care au legătură cu mine. Păi și cu domnul Stanau. Relațiile... Eu vorbesc de faptul că Tribunalul pentru fosta Iugoslavia a fost creat după modelul curții de la Nuremberg. Păi și poți să-ți răspund omul ăla cu un contraargument? Numai și numai pentru... Acum ai și procurorul din tine, până nu-l bagi în pușcărie, nu te lași. Doamne ferește! Așadar, ca să închidem. Deci, aceleași principii care funcționează în sistemul internațional, plecând de la instrumente de drept, cum este Convenția de la Viena, cu privire la relațiile diplomatice, au efect juridic atât în cazul tribunalelor speciale înființate prin rezoluții ale Consiliului de Securitate, cât și în cazul instanței de la Haga, atenție, al cărei statut nu a fost ratificat de Rusia, de America, de asta China deja. Și de o grămadă de alte state, asta inclusiv de Ucraina. Asta știm deja. Așadar, 30 de secunde, de nu mai mult. Convenția de la Viena va proteja întotdeauna, mână în mână cu statutul de la Roma, orice persoană care se bucură de imunitate diplomatică, atâta vreme cât statul care acordă imunitatea, în cazul lui Putin, Rusia, nu produce un waiver. Am tras linie, domnul Stan, ne oprim la waiver și dacă vreți continuăm această dezbatere.